Popescu la parchetul general chiar în aceste minute. Acuzați, domnule președinte. Vedeți vreo responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat după fuga lui Ceaușescu? Aveți pe conștiința cei morți, domnule Iliescu? Jur, jur, jur. Așadar, ca de fiecare dată, când ajunge la parchetul general, Ion Iliescu ajunge în aceste momente la parchetul general. Fostul președinte al României a fost citat și săptămâna trecută, dar nu s-a putut prezenta din cauza unei probleme de sănătate. Vă reamintesc că este vorba despre dosarul Revoluției, în care s-a redeschis urmărirea penală. Sunt acuzații foarte grave de infracțiuni contra umanității. Printre cei puși sub acuzare sunt Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, dar inclusiv crainicul televiziunii române din acel moment, cel care relata evenimentele. Un dosar redeschis, așadar, după 28 de ani, așteptăm să vedem ce decizii vor fi luate. Motivul pentru care fostul președinte este chemat astăzi este acela de a se aduce la cunoștință în mod oficial acuzațiile din acest dosar, respectiv infracțiuni contra umanității.